Salut și bine ai venit la ziua numărul 16 din Cricut Mag, zi în care transform această cizmuliță simplă în această cizmuliță folosind doar HTV. Așa că să-i dăm drumul. Pentru asta mi-am deschis un proiect nou în Cricut Design Space și mă duc la opțiunea imagini pentru a-mi căuta o șosetă care să ducă cât mai mult cu șoseta pe care eu o am, așa că scrollez prin toate opțiunile de aici. Bineînțeles, o să fiu nevoită să o ajustez puțin pentru că aș vrea să-mi dau dimensiunile șosetei mele și cred că o să merg pe opțiunea asta. O adaug pe pânza de lucru. Asta o să fie doar un exemplu pentru a-mi proiecta desenul pe care vreau să-l folosesc. Văd că ea e formată din mai multe straturi, dacă mă uit în partea dreaptă și nu o să am nevoie de această opțiune, o să păstrez, cred că doar opțiunea care este cu roz, o să ascund și pe cealaltă și șoseta mea ar trebui să aibă o lățime în partea de sus de 21 de cm, iar pentru asta o să-mi adaug o formă pe care o să o redimensionez la 21 cm în lățime și în înălțime 9 cm. Și atunci aceasta reprezintă partea albă de la șosetă, o să o pun în alb, iar conform măsurătorii mele, de la partea albă și undeva până jos la călcâi, ar trebui să am undeva la 21 de centimetri, iar pentru asta la fel o să-mi adaug o formă pe care o să o redimensionez, o să-i pun înălțime de 21 de centimetri, doar ca să văd dacă oarecum se apropie de ceea ce am eu. Și este ok. Cam așa am măsurat și eu pe șoseta mea și până aici am undeva la 21 de centimetri. E perfect. Și atunci aceasta este cea pe care eu o să o folosesc ca un șablon pentru a-mi pregăti desenul. O să mi-l pun în mod oglindă și o să-mi încarc niște desene pe care le-am descărcat de pe Creative Fabrica, iar pentru asta am dus la încărcare imagine. Iar aici am două foldere pe care mi le-am descărcat. Prima dată o să mă duc la PNG să vedem care sunt opțiunile, pentru că sunt mai multe variante de ren. Și o să o aleg pe aceasta, însă o să mă duc la formatul SVG, nu la PNG. Așa că mă duc înapoi, mă duc la folderul cu SVG-uri și acesta ar trebui să fie cel pe care eu îl doresc. Mă duc mai departe la încărcare. Și mă duc din nou să mai îmi selectez un alt pe care vreau să-l adaug pe cizmă. Este acesta de aici. Mă duc înapoi la varianta SVG. Încarc. Iar acum am ajuns la pasul ăsta și le voi selecta pe ambele pentru a le adăuga pe pânza de lucru. O să le micșorez puțin. Și acum o să văd cum fac încadrarea astfel încât să-mi iasă o cizmă foarte drăguță. Cred că partea aceasta de text în care scrie Naughty Nice și I Tried o să o pun exact pe partea aceasta albă. Însă o să deblochez partea de dimensiuni și o să trag puțin chiar dacă pare un scris mai larg. Dar cred că o să arate drăguț pe partea aceasta. După care desenul o să-l pun pe cizmă, aici, pentru că aici aș vrea să scriu pentru cine este destinată această șosetă sau, mă rog, cizmuliță, cum vreți voi să o numiți. Însă o să măresc destul de mult să fie destul de mare. După cum vedeți, atât textul de sus cât și desenul este grupat și este format din mai multe elemente. Bineînțeles că voi puteți merge și puteți să schimbați culorile. De exemplu, nu știu, dacă vreți să puneți fundița în altă culoare, să vedeți cam cum arată, căutați-o în partea dreaptă de aici. Selectați cele trei elemente care împreună formează fundița și, nu știu, schimbați în altă culoare. De exemplu, haideți să nu punem chiar roșu, pentru că șoseta noastră este roșie. Dacă vreți galbenă, vă puteți da seama cam cum ar arăta cu galben. Eu voi lăsa însă pe roz. La fel și aici, dacă vreți, de exemplu, ca bifa, să nu vă pună pe opțiunea
I tried, vreți să o puneți pe nice, puteți pur și simplu să o selectați din partea dreaptă și să o mutați în partea de sus. Cam așa vă puteți face personalizarea, deci nu este obligatoriu să păstrați desenul așa cum l-ați încărcat de pe Creative Fabrica. Haideți să-mi fac un pic și cizma pe roșu, ca să pot să-mi dau un pic seama cam cum ar arăta fiecare element pus unul lângă altul. Iar pe aici nu o să-l las așa simplu și o să adaug ceva elemente mai micuțe. Uite. Ceea ce vreau să mai fac este să atașez anumite elemente, mai ales aici în zona ochilor, unde am alb, pentru că mi-ar fi mult mai ușor la procesul de presare. Și atunci, ce voi face, o să mă duc până la degruparea renului. Odată degrupat acest desen, o să mă duc un pic în partea dreaptă să vedem dacă sunt elemente pe care pot să le atașez. Și spun asta pentru că dacă fi să mă uit la fața renului, dacă e să-l trag deoparte, văd că am aici straturi negre cu straturi albe împreună și nu le vreau așa. Și atunci mă duc în partea dreaptă și îmi selectez elementele care sunt cu negru și asta înseamnă că e sprânceana, ochișorii și gurița, iar pe acestea o să le atașez. Și acum dacă le mut, ele sunt împreună cu totul și aici îmi rămâne partea cu alb, pe care la fel fac o selecție totală a tuturor elementelor și atașez din nou. Am făcut același lucru și pentru celelalte elemente, pentru partea maro, pentru partea albă, pentru partea roz. Odată făcut acest lucru, mi-am eliminat partea albă și cizma, am pus tot în mod oglindă și mi-am mutat elemente de pe un mat pe altul, astfel încât am redus semnificativ numărul de maturi, asta însemnând automat număr de încărcări și descărcări. Iar după ce am făcut și lucrul ăsta, mi-am selectat ca presiune de RP Everyday Iron On și haideți să trecem la tăiere. Cam așa arată matul meu după ce mi-am stabilit toate tipurile de HTV sau toate culorile de HTV pe care vreau să le folosesc. La momentul îndepărtării surplusului o să vedeți cum arată ele pe partea cealaltă. Ceea ce este de reținut este că întotdeauna HTV-ul, o dau o bucățică jos, întotdeauna HTV-ul se poziționează cu partea lucioasă pe mat și partea mată automat vine în sus. Îmi încarc matul și dau drumul la tăiere. Cu ocazia asta vreau să vă întreb dacă ați văzut cumva clipul în care am sublimat sticla. Dacă nu, puteți merge cu două videouri mai în spate, cel pe care l-am postat în data de 14 decembrie și vedeți cam cum am obținut acest rezultat. Mi-am făcut tăierea și se pare că totul este în regulă până aici. O să începem să eliminăm surplus de pe fiecare culoare în parte și între timp o să refacem bucățica aceea de text pe care am uitat să o atașez. Am terminat de tăiat toate culorile, am așteptat până am făcut și cea partea cu negru și cu roșu și vom începe să eliminăm surplus de pe fiecare în parte. A spune că de aici aș putea recupera ceva bucăți de vinil și cred că nu este rău chiar să o fac pentru că uite și acum de data aceasta pentru proiectul ăsta am folosit o parte din resturile pe care eu le-am stocate și uite că mă ajută. Întotdeauna e bine să le păstrați pentru că nu știți niciodată când aveți nevoie doar de o bucățică mică de HTV. Ok, mă folosesc de un cârlig și dintr-un capăt ridic HTV-ul, ar trebui să se desprindă extrem de ușor acest tip de HTV pe care îl folosesc și o să las la aprecierea voastră să vedeți dacă este sau nu un HTV bun.
Și cu asta am terminat de eliminat surplusul pentru stratul negru. Îl dau la o parte și continui cu alt strat. Mi-am pornit presa și mi-a setat-o pe temperatură de 302 grade pentru că aceasta este temperatura pe care eu o folosesc în momentul în care vreau să presez Easy Whip de la Caesar. Și primul lucru pe care o să-l fac este pur și simplu să-mi dau o preîncălzire a cizmuliței. Așa că pun pur și simplu sub platan și o acopăr un pic cu o foaie de hârtie și îi dau o presare. Nu o presare foarte îndelungată, ci doar pur și simplu să elimin puțin umiditatea din material, dacă este cazul. Și totodată să o și îndept. Bun. Acum, eu zic să începem cu partea de sus. Haideți să începem cu partea de sus. Și o să încep cu textele. Haideți să punem planta acesta. Naughty. Nice. Și I try. O să acopăr textul și o să-i dau o presare scurtă. În mod normal eu mi-am setat presa pentru 15 secunde, însă nu o să fie nevoie. Vreau doar să mi se transfere HTV-ul pe material, după care la final îi vom da o presare completă de 15 secunde. Vedem dacă s-a făcut transferul și se pare că sunt suficiente doar câteva secunde. Îndepărtez cu grijă suportul. Suportul acestui tip de HTV pe care eu îl folosesc se poate îndepărta atât la cald cât și la rece. Așa că nu sunteți nevoiți să așteptați prea mult timp. După care voi continua cu dreptunghiurile verzi pe care le-am realizat. Unul dintre el nu mi-a fost tăiat bine, dar poate o să vin la final cu o completare, dacă o să simt nevoia. O să le punem așa, în dreptul fiecărui text în parte. Aveți grijă doar să nu suprapuneți suport peste vinil. Încercați să vă vină întotdeauna suport peste suport. O să dăm și aici o presare. O să mai strâng un pic din presiune. Și tot la partea aceasta aș mai avea acea bifă pe care am realizat-o. Am pus între timp și această bifă. Iar partea bună la acest HTV este că putem să suprapunem HTV peste HTV fără să avem niciun fel de problemă. O să punem și acadelele, după care mai avem de pus o mică fundiță verde și am terminat cu partea de sus. Și e gata, prima parte. Mi se pare că până acum merge totul foarte bine. Și mi se pare că am ales nuanța perfectă de roșu încât să se potrivească cu cizmulița. Este pur și simplu, am ales-o la întâmplare. Ok, haideți să facem partea de jos. Și voi începe cu fața renului. Și o să-i dau o presare. Abia aștept să vedem cum iese la final, dar sunt convinsă că o să iese foarte drăguț pentru că am ales și niște nuanțe drăguțe. Nuanța pe care am ales-o pentru față iară este foarte drăguță și de asta cred că o să iasă în final foarte frumos. Voi continua apoi cu stratul negru pentru că mai apoi îmi va fi mult mai ușor la celelalte straturi să mă pot ghida după stratul negru și atunci voi veni cu stratul negru și îl voi plasa astfel încât să mi se suprapună
cât mai corect peste stratul presat anterior. Am aici o bucățică de material pe care ar fi bine să-l dau jos. Bun, perfect. Să încerc să ridic un pic mai sus, astfel încât să mă asigur că se face presarea pe toată suprafața HTV-ului. Ce drăguț arată! E frumos chiar și așa, zice el. Și apoi o să revin cu detalii mai mici și pe cât posibil o să încerc să suprapun mai multe, astfel încât să nu am așa de multe presări. Și haideți să vedem cam ce putem face. O să pun aceasta, o să pun prima dată, haideți să vedem, cred că o să mă duc. Da, tot o să fac mai multe presări pentru că mi s-ar suprapune suport peste suport și atunci nu aș face nimic bun. O să-mi pun cornițele. Astea sunt elementele pe care le pot pune și să le presez deodată. Deci cornițele mai întâi. Aș mai putea pune partea de piciorușe. Și haideți să vedem care este partea corectă. Una vine aici și nu, asta vine partea cealaltă. Una vine aici și cealaltă. Am pierdut-o pe drum. Vine în partea cealaltă. Și în rest, aș mai putea pune aceste mici părți din ureche. Și atunci o să vin cu partea asta aici. Și cu cealaltă aici. Și cam atât, pentru că aici am suport. Aș mai putea veni cu ochii. Cu partea de ochi. Parte de ochi pe care văd că am pierdut o mică bulinuță undeva pe drum, nu știu pe unde, partea cea mică de la ochișor am pierdut-o, se pare. Haideți să mai încerc o dată să poziționez și mai corect. Ok. Și acum aș putea să dau o presare scurtă. Super, pot să vin acum cu fundița. Și pe lângă fundiță aș putea pune și textul. Acum văd că nu mi s-a transferat aici partea asta. Nu e nimic, că revenim. Și mă întreb oare de ce? Ok, nimic, că se poate reface. Ok, dăm presare din nou. Și acum pot să vin cu text.
destul. Spuneam că o să plasez aici în partea de jos, chiar dacă de la Y îmi depășește linia neagră, dar mi-e ok așa. Și totodată, dacă sunt aici, aș putea veni și cu fulgi, se pun din loc în loc, pentru că nu ar trebui să mi se suprapună peste text și aceasta ar trebui să fie și ultima presare. Dar o să-mi dau doar o presare de câteva secunde, doar să mi se facă transferul HTV-ul, după care voi reveni cu o presare de 15 secunde, pentru că aș vrea să mă asigur că nu-mi rămân dungi, cum am aici dunga aceasta de la suport. Uite, o să pun, unde să mai pun? Să pun unul și aici și aș mai avea un fulg. Foarte drăguț acest material. Hai să vedem cum aș putea să-i poziționăm. Cam așa. Bun. Îmi acopăr și dau o presare pentru câteva secunde, după care revenim cu o presare de 15 secunde, iar eu vă aștept, iar eu o să vă arăt apoi direct rezultatul final. Acesta este rezultatul final al cizmuliței. Mi se pare că a ieșit foarte drăguță. Culorile pe care le-am ales sunt de asemenea foarte drăguțe. Acești fulgi arată frumos. Această parte electrică de la față. Foarte drăguț a ieșit totul. Sper că v-a plăcut și clipul de astăzi, iar eu vă aștept mâine cu un clip nou.